Bună dimineața! Omenirea se îngrașă și încă foarte repede. Numărul persoanelor care suferă de obezitate în întreaga lume a ajuns la 1 miliard, creșterea fiind accentuată în ultimele 3 decenii. În cazul copiilor, cifra a crescut de 4 ori în aceeași perioadă. Discutăm despre aceste aspecte și despre noul studiu alături de Anca Hâncu. Bună dimineața! Mulțumesc pentru prezență! Așadar, doamna doctor, sunt cifre alarmante. Sunt cifre alarmante și ultimul atlas al obezității, care a apărut acum 2 zile, ne arată o predicție foarte îngrijorătoare pentru perioada următoare. Ne spune că până în 2035, la nivel global, vor fi 1,9 miliarde de persoane cu obezitate. Toate acestea vor încărca foarte mult sistemele de asigurări sociale și de sănătate. De asemenea, obezitatea la copii se va dubla, va fi o creștere de 100%. Toate acestea, evident că se vor reflecta și în România, lucruri care sunt înspăimântătoare. Și mai ales că în România încă obezitatea este percepută ca un semn de prosperitate. Aici voiam să ajung. Ce este de fapt obezitatea? Pentru că atunci când eram mici și se mai spune în continuare, ești gras și frumos. Dacă te vede cineva slab, se gândește prima dată la boală. Da. Aici trebuie să fim atenți la definiția obezității. Obezitatea este o boală, o afecțiune cronică, recidivantă, deci tot revine, de aceea ne îngrășăm, slăbim, ne îngrășăm, și care însă are consecințe foarte grave pe sănătate. Consecințele sunt mecanice, de aceea de cele mai multe ori de la ortoped vin spre mine pacienți, pentru că îi trimit ortopedul că nu mai pot umbla. Consecințe metabolice, cu dereglări, cu diabet zaharat, cu toată pleiada, cu dislipidemii și consecințe psihosociale. Aici vorbim și de stigmatizare, dar și de izolare, de depresie. În momentul în care depresia își dă mâna cu obezitatea, este cel mai greu de tratat. Așa cum spunea președintele Organizației Mondiale a Obezității, tratamentul pentru obezitate este pe viață și este, până la urmă, simplu, stilul de viață sănătos. Care sunt statisticile și la noi în România? 78% dintre români sunt sedentari. Acesta ar fi un prim pas care duce către obezitate, încet, dar sigur. Exact, este un imens factor de risc. De asemenea, consum ridicat de proteine de origine animală, consum foarte crescut de carne, de carne roșie, de mezeluri și consum ridicat de zahăr și produse cu zahăr. Dar acest sedentarism, într-adevăr, ar trebui să ne pună pe gânduri, pentru că este ceva ce poate fi schimbat. Nu trebuie neapărat să mergem la sală, dar să facem o plimbare, să mergem pe jos, să urcăm niște scări în loc de a lua liftul. Sunt primii pași în a trece spre un alt stil de viață. Pentru că astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Obezității, ar trebui să menționăm că numai 5% din scăderea greutății noastre ne face viața mai bună. Se poate îmbunătăți viața din toate punctele de vedere. Este unul din miturile persoanelor cu obezitate, care consideră că nu se pot apuca de un regim alimentar, că nu pot să-și schimbe stilul de viață, pentru că oricum nu contează. Oricum ar trebui să scadă foarte mult pentru a avea un impact. Chiar 2,5% are impact pe fertilitate, de exemplu, are impact pe creșterea calității vieții, 5% din nou, 10% impact pe apnea în somn, pe steatoza hepatică, deci pe consecințe grave, pe diabetul zaharat, iar scăderi de peste 15% duc la scăderea mortalității și la scăderea riscului cardiovascular. Deci, practic, dacă reușim să scădem în greutate, ameliorăm foarte mult din bolile cronice. Adică să nu ne punem așa un target, vreau să slăbesc 20-30 de kilograme, chiar și 5 kilograme dacă slăbesc, îmi pot îmbunătăți viața, pentru că atunci când văd că mă simt bine, parcă prind curaj, nu? Pentru cei care sunt speriați, de ținte uriașe, exact. Au de scăzut poate 40
30 de kilograme. Bun, e foarte mult. Hai să începem cu primii pași. Să scădem 5 kilograme, să scădem 10 kilograme. Oamenii se vor simți mai bine. Pe măsură ce se simt mai bine, pot să facă și puțină mișcare și atunci lucrurile deja se îmbunătățesc, se schimbă starea de spirit. Omul simte că redobândește controlul asupra propriei sănătăți. În același studiu s-a demonstrat și faptul că românii mănâncă foarte mult zahăr. Acest zahăr, de exemplu, lumea spune, n-am mâncat nimic astăzi, e doar dulce. N-am mâncat nimic pentru că majoritatea nu mănâncă la mese, sar masa de prânz și, bineînțeles, corpul dă semnalele acelea de foame teribilă, de lipsă de energie și atunci mănâncă diverse ronțăieli dulci sau sărate, care par foarte micuțe și sunt foarte micuțe, dar sunt extrem de bogate caloric și care vor duce în timp la creșterea în greutate. Nici măcar nu sunt înregistrate de creier. Creierul, da, într-adevăr, nu le percepe. Are senzația că nici măcar nu a mâncat și atunci ajung seara și mănâncă tot ce găsesc prin casă. Un mesaj de luat acasă în această zi importantă pe care ar trebui să o sărbătorim cu toții, de exemplu, prin a mânca sănătos, măcar astăzi. Să sărbătorim această zi mâncând sănătos și să ne gândim să totuși la atenți, copiii noștri, nu? Să ne gândim la copiii noștri, pentru că predicția este, așa cum am spus, dublarea obezității la copii, să avem grijă de noi, să ne gândim să fim o prioritate pentru noi înșine și mai ales că suntem între 1 martie, 8 martie, sigur și la mulți ani tuturor femeilor și gândiți-vă să fiți o prioritate pentru voi în momentul în care voi, doamnele, domnișoarele, sunteți sănătoase, aveți un stil de viață sănătos, toată familia va fi sănătoasă și începeți să faceți, să socializați mult mai mult prin mișcare, la plimbare, în parcuri sau chiar la sală de sport. Și ar trebui să ne gândim clar că obezitatea este factor de risc important în infertilitate, apropo de doamne, evident, nu? Evident. Și la ce, să avem mare grijă la ce mâncăm. Mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări. Așadar, în total, 880 de milioane de adulți și 159 de milioane de copii erau obezi în toată lumea în 2022. Tonga, Samoa Americană și Nauru sunt țările cu cea mai mare rată a obezității, peste 60%, iar estimările arată că obezitatea infantilă va crește cu 100% între 2020 și 2035. Așa că până data viitoare, sănătate multă și numai mese sănătoase!